Trăim astăzi un moment unic în Universitatea noastră, un moment onorant, deosebit de onorant, una din marile personalități ale lumii medicale și cercetării medicale din Europa și din lume, și îl numesc aici pe profesorul Harald Schulhausen, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2008, a acceptat invitația universității noastre, a ținut o conferință, a vizitat și a acceptat în același timp, la rugămintea noastră, acordarea titlului de doctor honoris causa a Universității Iuliu Vasegan, de Medicină și Farmacie Iuliu Vasegan. Îi mulțumim pentru această onoare care ne-a făcut-o și cu siguranță îl vom aștepta și în anii următori. Aș vrea, un cuvânt în plus, să-i mulțumesc în numele conducerii Universității și sigur al colectivului Universității, conferențiarului Patricio Achimaș, pentru reușita diligențelor pe care le-a făcut, ca domnul profesor Harald Schulhausen să fie astăzi aici. Este omul care a schimbat întreaga filozofie în ceea ce privește tratamentul, prevenția, tratamentul cancerului de col uterin. Încă o dată îi mulțumim pentru prezență și dumneavoastră în același timp că sunteți astăzi aici. Dați-mi voie, în continuare,